de lumea la cafea, se aude tare. A fost o vară cool, nici nu se putea altfel pentru următorii noștri invitați. Au călătorit, au văzut locuri noi, s-au răsfățat, doamnelor și domnilor, taticul Dan Cruceru, soția lui Cristina și fetița lor, Sofia, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, mulțumim de invitație! V-ați întors din vacanță! Tare frumos a fost, tare repede a trecut! A fost o vacanță prin Europa, da, cu gândul de a ajunge la un mare parc de distracții. Sofia are așa, un vis mare pe an. Așa. Anul trecut am fost la un parc, anul ăsta am fost la alt parc în Europa, doar că anul acesta am fost cu mașina. Ideea a fost premieră a Cristinei. Așa. Și am mers 1500 de kilometri dus, 1500 de kilometri întors. Stai puțin, deci tu ai mers în mașină 1500 de kilometri dus, asta vreau să zic, da. O femeie sărcinată și cu un copil. Meu. A fost proiectul meu. Și a fost a ta, nu? Da. Și mie nu mi-a plăcut. Eu m-am încărcat cu zen chi, toate nebuniile, feng shui-uri, așa, și am fost zen 1500 de kilometri. Dar stai puțin, bănuiesc că n-ați făcut drumul dintr-una cumva. Nu, Cristina a fost foarte organizată, da, și ne-am oprit, n-am condus mai mult de 6 ore pe zi. Aha. Nu e mult pentru un adult. Corect, dar da, cu copilul și cu gravida foarte... De fapt am făcut pauze cam la o oră jumătate. Asta vreau să întrebați, a avut niște reguli totuși pe care le-ați respectat. Erau cumva impuse acele pauze la o oră și jumătate, 50 de cenți după ce am ieșit din țară. Așa? Fiecare oprit. Dacă vreți, am făcut și turul benzinării. Normal. Dar până la urmă trebuie să spui că proiectul meu era mai mare. Era amplu, era undeva la două săptămâni spre Europa, trei, să ne ducem să vedem și să nu și ne mai Italia, întoarcem. Italia și Veneția, avea multe. Eu înțeleg ce face ea. Își dă seama că atunci când vor avea doi, va fi foarte complicat și așa, exact, cum pe ultima sută, nu ne dau seama, pe toate. Sunt îngrozită. Îmi închipui că va fi foarte greu și am zis, hai să-i oferim, să fie o vacanță, așa, numai cu noi, să fie ultima vacanță împreună, toți trei. Și m-am dus la, cu bugetul și cu vacanța și cu proiectul și mi l-a tăiat în două. S-a ales praful. Ce-a rămas? Băi, am avut drept de veto, paradoxal. Aha, odată în viață am păi putut să... Păi, dar tu conduceai, iartă-mă, că era cu conduceam, dar știi, da, până la urmă putea spune... Eu plec, mergi cu noi, bine, nu? Da, ați mai mers vreodată așa mult cu mașina? Nu, e prima oară când am ieșit cu mașina și ultima, din țară. Înțeleg, nu? Mie mi-a plăcut și lui i-a plăcut, Sofia. E, na. Sofia, ia spune tu, ce nu ți-a plăcut? Ce nu mi-a plăcut? Nimic. Pa! Din mersul cu mașina sau din vacanță? Din mersul cu mașina nu mi-a plăcut nimic. Te-ai plictisit? Te-ai plictisită mașina, nu? Da. Da. Acum spune că s-a plictisit, dar, sincer, 5 ore așa mergeam fără nicio problemă cu ea. Într-adevăr, transformasem bancheta într-un mare loc de joacă, ea în, scaun, în scaunul de mașină, dar își lua tot felul de maimuțoi. Și are o perioadă în care își inventează povești. Deci se poate juca cu două păpușe, o jumătate de oră, cu două păpuși, o jumătate de oră fără nicio problemă. După aia mai avea cărți de colorat, are la, și o măsuță specială. La telefon apelați? Îi mai puneți a avut și o tabletă. O oră jumătate avea tableta. A, super. Da, da, a avut și tabletă. Nu dar sunt regulă, mare nu fan. Nu înțeleg, adică o oră jumătate. Se cam termina și bateria. Nu o mai încărcam și spuneam, uite, cam o oră și ceva, ai tableta, oricum ne zângânea ceva în cap acolo, că are tot felul de jocuri care zângâne nefiresc. Așa, am mai avut din cele 5 ore, măcar o jumătate de oră de muzică pentru copii. Știu toate. La un moment dat așteptam și vine Moș Crăciun. Da, și Crăciun. Erau 35 de grade, dar venea Moș Crăciun. În fine, a fost frumos. Cât ați făcut până acolo? București Deva, Deva Viena, Viena, München și respectivul parc de distracții. Dar la München nu ne-am oprit. Nu, ne-am dus direct. Am stat 3 nopți în zona parcului. După aia la întoarcere... A stat chiar în parc sau... A stat lângă parc. Vreau să spun că sunt niște construcții senzaționale. E o infrastructură creată special pentru acest parc. O grămadă de hoteluri micuțe cu camere special create pentru familie. De exemplu, copiii aveau paturi supraetajate. Mami și tate aveau un pat imens. Cine a dormit în patul supraetajat? Așa se întâmplă și la noi.
Ghiși da. Cine? Da. Deci, mami și tati aveau un pat imens, în da. Care a dormit Sofia cu mami. Mami cu Sofia. Da, exact. Da. Da. Și tati a dormit la mic. În parc cum a fost? Bine. Bine. Ți-a plăcut acolo? Da. Da, e un parc potrivit pentru copiii cu vârste... Da, de pe la 2 ani poți avea da, o grămadă de distracții. De la 2 ani deja ai ce să faci da, în parcul da. Respectiv. Pentru mine a fost ușor frustrant cu acest parc, pentru că erau cozi și foarte mari. Și mi-am făcut și ziua mea. Da. Erau cozi foarte mari. Iar stăteam... eu eram fast pass, adică eu stăteam la cozi în avans. E minunat. Pentru că nu mă puteam și da... Și la aeroport, și peste tot. Da, da. Nu, eu mă așezam la coadă unde urmau ei să vină. Cât ei stăteau și se dădeau în ceva, eu stăteam la coadă. Deci erau cozi de 40-50 de minute. Da? Și noi, eu cu Sofie, ne dădeam în toate tiribombele și mami se ducea un pic înainte. Evident, era o problemă în momentul în care mami a avansat și noi trebuia să-i depășim pe toți cei din spatele ei. Da, asta ne-am era... luat în jucături în engleză, în germană, în chineză. Dar toate... cineva ținea locul. Exact. Cineva da. Ținea și locul, eu mă retrageam, da. Adică nu... În chineză. Dar cum te simți tu? Franceză. În ce lună de sarcină ești acum? Sunt în 25 de săptămâni. Deci luna 6, nu? Da. Tocmai de aceea am avut multă energie și am zis, vreau să facem lucrul ăsta, plecăm cu mașina și pe mine mă speria puțin să stau în scaun atâta timp, dar cu pauze, cu plimbări pe când opream, a fost tot ok. Și cu pofte și cu toate da, cele. N-am avut pofte și n-am pofte și nu mai zici așa. Nu. Ei. Apa pe zilnic, primesc telefon, mi-e poftă de chiftele, icre și ciorbă de perișoare. Adun și mie, te rog frumos. Are un restaurant lângă biroul lui și care, și păcat. Care face lucrurile astea foarte bune. Da. Adică mie îmi plac tare și aș mânca non-stop numai asta. Da, și... Alo, bună ziua! Na, acum ce... vezi că ăsta e abia începutul, zic. Știu de aia mea, știu că uite exemplu aici, știu. Dar, cum spuneam, dacă am făcut eu 3000 de kilometri cu cele două în mașină, voi putea duce în continuare totul. Mai departe. Mișcă. Știe să se plângă. Mișcă. Sofie. Mișcă, l-a simțit și Sofia într-o zi. Da, m-a bătut aici. Te-a bătut acolo, a simțit că ești tu, îți dai seama. Vorbesc, adică Sofia îi povestește diferite lucruri. Ce îi povestești? Ei, în diferite lucruri. Citești, i-a citit o poveste într-o seară. Și îi spune că își dorește să fie. Cum îți doreai, Sofie? Sofia? Să fie blond, cu ochii albaștri. Sau brunet cu ochii căprui ca mine. Tot deci, pe acolo. Două variante avem. Și sper că brunet. Cum îl va chema? Cum îl va chema? Încă nu știu. Hai, da, avem ai cu zis, o propunere. Aveai o listă întreagă din care ai ales două nume. Carlos Sofian. Deci Carlos Sofian. Sofian. Vă rog eu frumos, deci, să analizăm pe text. Sofian este așa? Evident, iar Carlos a avut o pisică. Pasageră, vreo 3 luni de zi. Care ne-a trădare da, pe era, o găsim pe stradă, am vaccinat-o, Sofia a iubit-o deci foarte mult. Deci înțeleg că avem și nume. Da, Carlos. Carlos. Deci îl facem mafios, îl primitem în lume, îl lăsăm mustăți foarte mari. Ai, da. Și așa mai departe. Și Sofian... Eu încă aștept. Eu încă aștept. Eu încă aștept. Știu că într-o zi voi ști numele. Avem o listă lungă. E o listă scurtă sau lungă? Nu există listă. A, nu există. Da, dar are niște propuneri, dar le ignor. Pe mie îmi place Ioan, de exemplu. Uh-huh. Dar nu cred că voi primi aprobare. Pentru primul nume. Dar lui mami îi place mult Alexandra. E foarte frumos. Da, e foarte frumos. E un nume deosebit. Hai, tati, dacă alegi tu Alexandra, avem un nume. E foarte frumos, eu vă susțin. Să iau bună Alexandra. Puteți spune Sandel sau știi? Păi da, da, da. Ca să fie mai simplu. Știi, de asta mi-e teamă. Nu-i zice nimeni așa. Să-i zicem... Cum dacă nu? L-am auzit pe cover. Nu, el mă bajocorește zilele. Nu, cum mă, să-mi duc cu mă, n-ai treabă cu el. Da, și la Carlos, știi? E, da. Cum îi zici? Carlito. Carlitos, Carcum. Aia, dacă e așa, na, să pot găsi multe. Știi? Mulțumim tare mult că ați trecut astăzi pe la noi. Vă și mulțumim. Vă invităm să faceți, să îndrăzniți să faceți vacanțe chiar da. Și cu copii cât de mici sunt. Tăticii să-și găsească zenul, să umple bancheta din spate cu jucării. Copilului să-i spună clar că au un drum lung, să-l pregătească puțin înainte, să facă totuși acele pauze pe care le cere mami, mai ales dacă este gravidă, pentru că altfel stricăm zenul. Multă muzică, să aveți un playlist bogat în mașină. Da. Și să fie optimiști.
Corect. Vor ajunge cu siguranță, puteți face toate lucrurile astea, inclusiv în 3 sau în 4. Mulțumim tare mult, sarcină ușoară în continuare. Mulțumesc și noi. Și vă mai așteptăm. Adele.